Salută lume proteicea și bine ați venit la un nou video din seria Sub Lupă, unde voi votați pe Community Tab și anume acolo unde intrați pe YouTube, la playlist și așa mai departe, mergeți mai în dreapta, este Community, acolo vor fi diferite poluri unde puteți să votați care este jocul care îl luăm sub lupă în videoul următor. De data aceasta ați votat să ne uităm la Quacks of Quedlinburg și anume la ingredientele din jocul de bază, dar în același timp și din alchimiștii și din Herb Witches, având în vedere că le-am luat pe toate în considerare și voi ați votat destul de detașat că acesta va fi subiectul la care vom face sau la care ne vom uita în acest video. Cum v-am obișnuit, o să mergem la masă, o să ne uităm la toate ingredientele, povestim puțin despre ele și apoi vă spun care sunt preferatele mele 3. Bineînțeles, le-am luat pe toate la grămadă. Deci, și după ce ne-am făcut acel top 3, vom încheia, ca de obicei, videoul acolo, așa că haideți să mergem la masă să vedem despre ce este vorba. Haideți să ne uităm la ingredientele care sunt cam astea, este teancul de ingrediente din jocul de bază și cele două extensii. Haideți să începem cu primul, cu ingredientul negru, și anume, if you draw more black chips than one of the players sitting next to you, faci un pas cu dropletul din mijloc, deci practic o să ai o plecare mai bună în runda următoare și dacă tragi mai multe ca ambii, primești și un rubin și un pas. Deci foarte interesant aici, dacă vreți să mergeți pe negru, sunt șansele destul de mari ca dacă vedeți că vecinii voștri nu merg pe negru, să mergeți voi pe negru și atunci și unul singur tras deja vă asigură un pas, câteodată chiar un pas și un rubin. Deci foarte interesant dacă vreți să mergeți pe negru. Într-adevăr, negru este doar de unul, deci nu vă dă decât un pas când îl trageți. Și același lucru se întâmplă pentru doi jucători aici. Asta e pentru 3-4, acesta este pentru doi jucători. Și anume, dacă tragi mai mult ca celălalt jucător, faci un pas și dacă tragi la fel de mult, faci un pas și dacă tragi mai mult decât adversarul tău, face un pas și un rubin. După aia vine alt negru care zice așa: if you buy this chip, immediately place it in the bag of the player to your left and move your droplet one space. Deci asta îți presupune că îl cumperi, îl pui în săculețul jucătorului din stânga și imediat faci un pas. Și for every black chip, deci asta când îl cumperi, și for every black chip that the player to your left draws, you receive one ruby. Deci foarte tare. However, if the player shalleys a black chip in the last or next to last position, they also receive a ruby per black chip placed. Deci, practic, și ei au șansa să câștige, dacă pun exemplu ultimul și penultimul, să primească două rubine sau una din pozițiile alea pentru un rubin, dar tu primești pentru fiecare black chip care îl trage jucătorul din stânga un rubin. Deci, foarte interesant aici, practic, amesteci niște, îl ajuți într-un fel pe adversar, dându-i posibilitatea să ia rubine, pe lângă asta diluezi, adică mărești într-adevăr cu un chip de un pas, dar șansele să tragi alea albe sunt mai mici, dar pentru beneficiul de un pas și șansa să primești un rubin de fiecare dată când este tras. Și aici pentru noua, acum vedem că s-a ieftinit puțin, the player whose last drawn black chip is the furthest ahead in the pot can move their droplet. Deci aici este condiționat, nu este că am tras mai multe sau așa, și spune că ultimul chip tras de către un adversar care se află cel mai, de către toți jucătorii, care se află cel mai în față în cazan. Deci, practic, se verifică, ok, negru, verificăm exact, ok, cât de departe, cine are cel mai departe în cazan negru plasat și acela primește un pas. The player with the chip placed the second furthest, deci al doilea cel mai în față, primește un rubin. Ce mai vreau să menționez aici, bineînțeles, nu o să discutăm despre cum se joacă jocul, eu presupun că știți deja cum se joacă jocul și de aceea o să vorbesc în așa fel încât știți, cum spuneam, despre ce este vorba și care este, ca să înțelegeți, să spunem așa, efectele acestor cărți. Dacă nu știți cum se joacă jocul, aveți un video de prezentare mai jos, atât la jocul de bază, cât și la cele două extensii. Aici este pumpkin-ul care costă 3 pentru 1 pe ambele fețe. Și aici este cel care vine unde poți să cumperi sau un pumpkin de 1 sau un pumpkin de 6 cu 3 respectiv 22 de bani. Haideți să ne uităm la roz. Roz zice așa, mov. În momentul când tragi un mov, sau la sfârșit, atunci când se evaluează movul, pardon, for 1, 2 or 3 purple chips, you receive the indicated bonus. Deci dacă ai 1, 2 sau 3,
sau mai mulți de 3, primești bonusul respectiv. Dacă ai 1, un punct, dacă ai 2, un punct și un rubin, și dacă ai 3, la sfârșitul turei la tine în cazan, primești 2 puncte și un pas cu dropletul. Ce mai poți să faci aici? You may exchange the purple chip in your pot for the indicated bonus. Deci în momentul când se termină, se evaluează mov-ul, că știți că negru, verde și mov se evaluează la sfârșit, n-au efecte atunci când sunt jucate, sau nu de fiecare dată, sau de cele mai multe cazuri nu au, așa am vrut să zic. Aici, practic, ce veți face? Veți arunca unul și veți primi unul negru, un punct și un rubin. Aruncați două din astea și primeți unul verde de 1, un 2 de albastru, 3 puncte și un pas. Sau dacă aruncați 3 din cazanul vostru la sfârșitul turei, primiți un 4 galben, 6 puncte, un rubin și 2 pași cu dropletul. Deci foarte interesant aici. Deci observăm aici dorința aici să strângeți cât mai multe, aici până în 3 e suficient, dar dacă luați mai mult de 3, șansele mai mari să aveți 3 pentru a strânge puncte, dar nu pierdeți, pe când aici le schimbați pe niște beneficii. Aici zice așa, for each purple chip depending on its space in the pot, you receive the following victory points. Deci aici e interesant, fiindcă fiecare chip mov care îl aveți în cazan, în funcție de poziția lui, primiți un anumit număr de puncte și fiecare este evaluat de sine stătător. Deci dacă ajungeți cu mai multe chipuri trecut de 20, o să primiți 2 puncte, 2 puncte, 2 puncte, ce poate să însemne destul de mult. Deci foarte interesant, aceste chipuri MOV, în principiu sunt chestii destul de interesante acolo. Aici, trade one chip from the pot for another chip of the same color with the greater value according to its chart. Asta înseamnă că dacă ai un chip, poți să schimbi un 1 în 2, 2 chipi, un 2 în 4. 3 chip sau mai multe, un 1 în 4. Nu arunci chipurile astea MOV, ci arunci chipul care îl schimbi cu unul mai bun, care se află deja în cazan. Deci trebuie să ai deja ceva în cazan ce să schimbi, dar îți dă posibilitatea, practic, cu aceste chipuri MOV, în cazul că jucați cu acest ingredient, cu fața aceasta, practic, vă dă posibilitatea să vă îmbunătățiți chipurile, ce este un lucru destul de bun în Quacks of Quedlinburg. Ce mai avem aici? Trebuie să vedem, nu uita pe partea alta. Da. Așa. Ce mai avem aici? Add together the victory points of all fields covered with a purple chip by up to two different color chips for the value. Deci, practic, aici nu adunați banii, ci adunați punctele de pe spațiile unde se află astea și cumpărați, ca și în realitate, până în două, ce, practic, e o cumpărătură extra, nu se pune la cumpărătura care o faceți în mod normal. Deci, observăm aici, în cazul acesta, dacă aveți nevoie de forță de cumpărare, puteți să luați aceste chipuri, aceste chipuri MOV, dar în principiu o să cumpărați chestii mai ieftine, deci asta înseamnă că o să aveți un săculeț mai mare cu acest ingredient MOV, fiindcă cumpărați chestii micuțe, dar care scade șansele să trageți chestii albe. Și aici zice, receive as many victory points as the value indicated on the next place chip. Deci asta e interesant, având în vedere că nu-l pierdeți, nu se întâmplă nimic, pur și simplu trageți și în momentul când ați tras un chip, următorul chip care îl trageți își face treaba și pe lângă asta vă dă atâtea puncte cât ce valoare are. Deci ăsta MOV aici merge foarte bine dacă ați reușit să vă faceți un săculeț cu foarte multe chipuri de o valoare mai mare ca să beneficiați de punctele respective. Aici avem acest seaweed care nu are nicio valoare, care întotdeauna depinde de ceva. Aici zice așa, in the essence phase, asta este momentul când jucați cu alchimiștii. Deci partea asta, fața asta acestui ingredient, puteți să jucați numai cu alchimiștii. In the essence phase, you may move your essence marker forward one additional space for each local within your cauldron. Deci vă zice, ai unul, faci un pas și încă un pas, respectiv dacă ai doi, faci... Deci, pentru câte din ăștia ai, faci un pas în plus, că în mod normal poți să muți când ai un loco with un pas. Și aici zice așa, number of spaces, deci cât o să mutați, cât valorează acest chip, the number of spaces to move is equal to the sum of the indicated value of the white chips in your cauldron. Deci practic atâți pași faci cu loco with-ul ăsta, câte ingrediente albe ai în cazan. Și foarte interesant, fiindcă când îți vine un loco with din ăsta, într-adevăr este situațional, vrei să ai deja multe albe scoase. Aici, the number of spaces to move corresponds to the number of chips of different colors in your cauldron. Aici, luați un loco with din ăsta când aveți, într-adevăr, un săculeț diversificat cu de toate culorile. Atunci este un avantaj să joci loco with-ul, fiindcă se numără inclusiv pe el. Deci dacă ai deja 4 culori diferite, cu el 5 culori, face 5 pas și poate să fie super puternic. Și aici zice așa, return any number of spaces to move one, ok? Return any colored chip
except the white one, from your cauldron to the back. Deci în momentul când joci acest locobit, într-adevăr, faci un singur pas, dar poți să pui înapoi în săculeț un jeton care l-ai deja în cazan. Nu se schimbă tot, rămâne totul în poziția în care este. Ce este fain este dacă ai din alea puternice de 4, un gradient interesant care știi că ai 2 poate în săculeț și unul l-ai folosit deja și ca să ai șansa mai mare să-l mai tragi odată, poți să-l arunci înapoi cu ajutorul acestui locobit. Iar și situațional îl vrei mai mult în situații în care ai ceva ingrediente puternice care vrei să reușești să le tragi de mai multe ori. Aici, the value of the chip is one higher than the number of traits in the pot, dar maxim 4, deci până la 3 plus 1, 4. Asta e interesant, practic îl cumperi dacă vrei să joci o strategie de pierdut puțin sau în primele runde să stai puțin în urmă, având în vedere că dacă nu ești în urmă și nu ai trail rats, ai un singur pas. Deci interesant această locoid, destul de situațional, trebuie să fii în urmă ca să-și aibă efectul. Și copy the function on the value of the last color chip placed. Ăsta e un locoid super, super, flexibil, având în vedere că poți să-l arunci în orice fel de săculeț, fiindcă pur și simplu îți mai face încă o dată efectul a cărții, a jetonului care l-ai tras înainte. Bineînțeles, nașpa dacă e unul alb, dar dacă ai ca și dincolo niște ingrediente puternice care vrei să le folosești mai des, bagi locoid din ăsta și poate după un 4 de galben, să spunem, mai tragi un din ăsta și mai faci încă o dată efectul. Haideți să ne uităm la verzi. For each green chip that is the last or the next last, este de obicei la verde, cam asta e efectul, dacă e ultimul sau penultimul momentul când te oprești sau explodezi, in your pot you receive one ruby. Foarte simplu, ultimul sau penultimul, primești un ruby. Aici, for each green chip that is the last or next to last chip in your pot, take one of the indicated ingredients. Deci dacă e ultimul sau penultimul sau chiar ambele, iei ingredientul ăsta în funcție de valoarea lui. Dacă e 1, un din ăsta, dacă e 2, un din ăsta sau un din ăla, sau dacă e 4, un din ăla sau un din ăla. Deci foarte fain aici. Aici nu e neapărat o strategie, ăsta e întotdeauna verdele e un ingredient bun, are efecte interesante, numai este foarte situațional, trebuie ori să te oprești la timp, ori să-ți vină la momentul potrivit. If your white chips have an exact value of 7, double the value of each green chip for the rest of the turn. Deci, practic, în momentul acesta, asta e foarte, foarte situațional, acest verde nu mai își verifică efectul la sfârșitul turei, ci în momentul când ești cu albele fix pe 7, atunci vrei să tragi din ăștia ca să, dacă tragi un 4, să faci 8 pași. Poate să fie super, super puternic, dar este foarte situațional. Și for each green chip that is the last or the next last, ca de obicei ultimul sau penultimul la sfârșit, you may pay, deci poți să plătești un rubin ca să faci un pas cu dropletul în centrul cazanului, să ai un moment de plecare mai bun. For each green chip, iarăși, on the last or next to last position, place a 1-2-4 chip of your choice in the pot as new start chip. Deci, practic, ce poți face? În momentul dacă e 1, 2 sau 4, poți să iei un chip de la tine din săculeț și să-l pui ca și poziție de start pe lângă dropletul care l-ai și poate codițele. Și aici, for each green chip on the last or next to last position, roll the bonus die once. Deci, practic, dacă e ultimul sau penultimul sau ambele, poți să dai cu zarul. Bun, haideți să ne uităm la galbene. If the previously placed chip was white, put the white chip back into the bag. Asta e foarte interesant. Este într-adevăr situațional, dar poate câteodată să-ți salveze cazanul și să te lasă să continui mai mult. Deci e foarte interesant. Practic, dacă jetonul tras înainte acestui galben, nu contează valoarea lui, îl bagi înapoi în săculeț. The next chip that is placed is moved ahead twice as far as the number indicated. Deci după ce aș vedea să observăm aici, galbenul e așa mai de suport. Ori îți aruncă unul înapoi, ori practic orice număr ar fi el, următorul jeton care îl tragi, nu contează ce culoare, face dublu pașii care îl are. Aici, the total value of the white chip needed to blow up your pot increases according to the number of yellow chips placed. Deci în funcție de cât ai pus, nu contează valoarea lor, îți crește posibilitatea de a juca piese albe. Deci vedem aici, dacă ai 1, poți să ai peste până în 8, nu până în 7. Deci trebuie să fie, dacă e mai mare decât 8, deci poți să fie până în egal cu 8. Și dacă ai 3 sau mai multe, chiar 9. Deci explodezi mult mai greu. Și aici, your first place yellow chip is moved one extra space, the second yellow chip two extra space. Deci de fiecare dată nu contează valoarea,
Dar de primul chip care îl joci, dacă e 1 faci 2 pași, dacă e 2 faci 3 pași, dacă e 4 faci 5 pași. Al doilea chip galben care îl joci în acea tură are 2 pași în plus față de numărul scris și următorul 3. Deci foarte interesant aici, aici clar vrei o strategie unde ai mulți galbeni în săculeț. Draw one more chip and add the value indicated to the yellow chip. Then put the additional chip you drop back in the bag. Asta e foarte interesant având în vedere tragi, da? Tragi, nu contează ce număr, pui galbenul și mai tragi unul din săculeț, poate să fie alb, poate să fie oricât, aduni. Deci, practic, dacă pun un 4 și trag un 3, fac 7 pași cu acest chip, cu acest ingredient galben, dar acela îl pun înapoi în săculeț. Deci, dacă trag un alb, nu scap de el, ci trebuie să-l pun înapoi în săculeț, dar nici nu explodez. Și aici, if you give up one ruby, you can move this chip 3 more spaces. Deci aici, practic, îți dă posibilitatea să faci o strategie de rubine, să găsești alte ingrediente care îți dau rubine, sau să te oprești în fața rubinelor ca să primești rubine, și atunci când tragi galbene, să plătești un rubin ca să faci 3 pași în plus. Deci observăm tendința asta pe galben de a se mișca mai mult, de a face mai mulți pași. Avem aici roșu, if there are already orange chips in your pot, move the red chip forward according to the chart. Deci aici vedem o interacțiune cu chipurile portocalii. Foarte interesant că a apărut acel chip mare de 6, dacă nu mă înșel, pe 22 de bani. Nu contează ce valoare au chipurile portocalii, dar dacă ai 1 sau 2 chipuri, faci un pas în plus față de ce zice, și dacă ai 3 sau mai multe, faci 2 pas în plus față de ce zice pe chipul roșu. Deci interesant, aici clar combo de portocaliu cu roșu. Și aici, put this chip aside after you have stopped drawing, choose to either use it this turn or save it for the end of the future turn. Deci, practic, în momentul când tragi un roșu, îl pui deoparte, tragi în continuare și în momentul când te oprești, alegi dacă vrei să-l mai pui în continuare acolo sau să-l folosești pentru o tură anterioară. Deci, practic, îți faci o rezervă care vrei să o folosești în momente cheie. Interesant aici, fiind foarte flexibil acest roșu. If the previously placed chip was white, add this value to the red chip, move the red chip that many spaces. Aici vedem o interacțiune cu alb în funcție de valoarea chipului alb. Dacă ați nimerit chiar să jucați un, să trageți un roșu după unul alb, se adună la cel roșu. Și as soon as one or more red chips are in the pot, each following white one chip is moved to space. Deci aici iarăși un combo cu alb care zice dacă ai mai mult de unul, ah, ba nu, unul sau mai multe, nu contează câte din astea roșii ai, primește ăla de unul alb un pas în plus. Destul de situațional, mi se pare foarte puternic acesta. Și vedem aici, every red chip is as valuable as the value indicated of a highest red chip in the pot so far. Deci asta practic presupune dacă ai unul de 4 și l-ai tras primul și după aia tragi doar de 1, ei tot 4 o să valoreze. Ce e un lucru foarte, foarte interesant. Dar foarte situațional și trebuie clar să îți faci un săculeț cu multe roșii. Draw one more chip and put it aside. You must use this chip in this round. You can decide when and if you wish to use it before or after the stop. Deci, practic, în momentul când scoți acest roșu, mai tragi unul, pui deoparte și vei alege când vrei să-l folosești, dar trebuie să-l folosești neapărat runda asta. Și mai avem albastre, care zice așa. Tragi una, două, patru chipuri din, din bag și you may place one of them in your pot. Da? Asta în momentul când tragi unul, de unul tragi unul, unul de doi tragi două, unul de patru tragi patru. Asta ce înseamnă? Trag pe ăsta, îl pun în pot, fac pași și după aia mai trag în funcție de cât am jucat din săculeț și aleg să placez sau nu pe acesta unul sau să mă aleg unul din cele două sau din cele patru. Deci o vizibilitate foarte mare, foarte bun, având în vedere că poți să vezi ce joci, că de obicei tragi un singur chip. Și aici, if the pot explodes within the next 1-4 chips, you get victory points and money during the evaluation phase, but not the die roll. Deci, practic, îți dă posibilitatea, dacă ai tras, dacă ai tras un 4, să forțezi încă 4 chipuri și dacă explodezi, fiindcă vei primi ambele beneficii, din afară de zarul, dacă ai ajuns cel mai departe. Dar important e să le faci pe astea două. Deci, foarte interesant aici, practic, un safety net, să spunem așa, o plasă de salvare ca să poți să te riști când ai tras unul albastru. If this chip is on a ruby space, you immediately receive one ruby. Deci asta practic e o strategie de rubine. Vrei să ai cât mai multe, să ai șansele să tragi unul potrivit în momentul când te oprești pe un rubin, ca să primești rubinul instant, nu contează unde și cum te oprești. Deci poți să strângi foarte multe rubine așa. If this chip is on a ruby space, you immediately receive 1-4 victory points. Deci asta e practic același lucru, numai că nu primești rubine, ci primești puncte în funcție de ce valoare are jetonul plasat pe acel spațiu de rubine.
Și ultimul zice așa, if at least as many orange chips are in the pot in the value of the blue chip, you immediately receive the according victory points. Aici observăm un combo între portocaliu și albastru. Până acum am văzut cu roșu și așa mai departe, acum este cu albastru și anume dacă am unul sau mai multe și joc un 1, primesc un punct. Dacă am două sau mai multe, joc un 2, 2 puncte și 4 puncte. Deci, practic, trebuie multe portocalii ca să am șansa să primesc mai mult, ca sigur să le trag la timp, ca să primesc puncte când trag albastrule sau albastrele. Și for every white chip, within the last 1-4 chips placed, immediately receive one ruby. Aici un combo cu alb. Deci, practic, dacă este în funcție de numărul tras, dacă unul alb este la o distanță de 1-2-4, primești un rubin. În practic, astea au fost ingredientele care vin în jocul de bază cu Ace of Quellingham și în extensiile Alchimiștii și Herb Witches. Acum, haideți să ne uităm la top 3 ale mele la momentul de față. Haideți să vedem care este top 3-ul meu la momentul de față din ingredientele la care ne-am uitat. Și pe locul 3 este acest ingredient galben care mă lasă să trag, adică în momentul când trag un chip galben, mai trag unul din săculeț și adun valoarea acelui chip la cel care l-am tras și atâția pași voi face cu cel galben și acel chip tras ca să adun, îl bag înapoi în săculeț. Foarte tare, mă poate ajuta să fac pași foarte, foarte mulți și îmi place foarte mult când apare acest ingredient, o să merg foarte mult pe el, având în vedere că vreau să cumpăr și să-mi dau posibilitatea și să cumpăr și chipuri de valoare mai mare, ca să am șansa să poate trag un 4 de galben și mai trag un 4 de altă culoare sau încă unul de galben și fac 8 pași cu acel ingredient, deci foarte, foarte tare. Pe locul 2, la momentul de față pentru mine, este acest mov, care practic îmi dă posibilitatea să distrug un mov sau două movuri sau trei chipuri mov pentru niște beneficii foarte, foarte puternice. Și atunci, practic, forțez cumpărarea acestor chipuri și întotdeauna le schimb cu ingrediente mai bune. Deci, practic, având în vedere că primesc ingrediente datorită distrugerea acestora, practic, de obicei, pe fiecare tură iau un mov, de când s-a deblocat, iau un mov și încă ceva. E foarte interesant ăsta mov pentru mine la momentul de față. Și pe locul 1 este acesta care este super mega flexibil și care îmi dă posibilitatea să mai forțez chiar în momente în care lucrurile nu arată prea bine și anume în funcție de ce albastru joci, mai tragi atâtea piese și poți să joci dacă vrei acea piesă sau una din cele două sau patru la care te uiți în funcție de jetonul tras, dacă vrei să îl joci și să faci pașii respectiv și abilitatea. Deci foarte, foarte tare, foarte flexibilă această carte și de aceea este pe primul loc la mine la momentul de față. Și practic ăsta este topul meu 3 la momentul de față, ingrediente din Quacks of Quedlinburg și extensi. Cam atât, mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați, dați subscribe aici și un follow la pagina ProTeePlays pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProTeePlays. Mai jos și link către pagina de Patreon, dacă vreți să faceți parte din echipa de Patreon, acolo aveți diferite beneficii, aruncați o privire. Cam atât, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!